Comuna Bălușeni are toate șansele să continue ascensiunea din ultimii ani, ba chiar să cunoască o dezvoltare durabilă. Va fi posibil după ce comunitatea îi va încredința prin vot administrarea comunei primarului interimar Claudiu Doroftei. Tânăr, foarte bine pregătit profesional, cu experiență, cu energie și viziune, socialdemocratul are capacitatea necesară și dorința de a continua proiectele realizate în perioada cât a fost viceprimar. A urmărit și supravegheat lucrările de modernizare a școlilor din Zăicești, Buzeni și Bălușenii Noi sau extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în aceleași sate, iar acum are în derulare alte investiții de 10 de milioane de lei. O grădiniță nouă, un centru comunitar pentru persoane defavorizate sau un centru pentru promovarea tradițiilor. Alte proiecte de câteva milioane de euro, care vizează creșterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Bălușeni, au fost depuse pentru finanțare. Acestea vizează reabilitarea a două școli din Bălușeni și Draxini, combaterea sărăciei și alimentarea cu gaze. Claudiu Doroftei a demonstrat că știe să facă administrație în folosul cetățeanului și alături de echipa consilierilor PSD și oferă garanția clară că proiectele comunității sunt susținute și vor fi realizate. Să candidez pentru funcția de primar, nu pentru că este o urcare în ierarhie, ci pentru că din acest statut, susținut de o echipă profesionistă care împărtășește principiile și valorile sănătoase și cu care îmi propun și sunt sigur că voi reuși să colaborez și să cooperez doar în folosul cetățenilor comunii Bălușeni, pot duce administrația locală la un nivel la care poate deveni un exemplu de transparență, de eficiență, de succes în atragerea fondurilor europene. Și nu numai. Cei 4 ani în care am activat ca viceprimar m-a ajutat să înțeleg că sunt capabil să fac mai multe pentru comună, pentru cetățenii din comună. Capacitatea mea de înțelegere a mecanismului administrației publice mă ajută să lupt pentru comunitatea mea, să mă implic și mai mult și să servesc oamenii așa cum merită și nu doar cum li se promite. Succesul obiectivelor mele este susținut de rezultatele deja obținute în mandatul meu de viceprimar, în care am tratat cu maximă seriozitate, profesionalism, nevoile cetățenilor comunei Bălușeni. Fiecare obiectiv în parte este de natură să promoveze valori, să susțină și să stimuleze economia locală. Am demonstrat că sunt un om capabil. Vreau să demonstrez că împreună putem și mai mult. Modernizarea comunii, dezvoltarea acesteia, sunt scopurile mele principale, scopuri care vor constitui baza unui program de administrație bine pus la punct, structurat pe relații, necesități și oportunități. Trecutul meu, prezentul nostru și, de ce nu, viitorul copiilor noștri înseamnă Bălușeni.